Bun regăsit tuturor pasionaților de raliuri! În mai puțin de o lună se va trage cortina peste ediția din acest an a campionatului național de raliuri, iar protagoniștii luptei de pe probele speciale au luat parte la penultima înfruntare din 2015, Raliul Iașului. La finalul sezonului trecut, Raliul Iașului s-a clasat pe prima poziție în ierarhia curselor din CNR. Ca urmare, etapa a avut în acest an coeficient 1,2, urmând să aibă o lungime mai mare a probelor speciale, dar și să aducă mai multe puncte participanților. Cu un traseu spectaculos alcătuit din speciale rapide și dificile, cu o suprafață bună de rulare, etapa din capitala Moldovei întrunea toate condițiile pentru a fi și în acest an o cursă reușită. Din postura de închizător de sezon, Raliul Iașului a fost în mai multe rânduri etapa în care s-au stabilit câștigătorii titlurilor de campioni la diferite clase. Ar fi putut fi cazul și în 2015. O clasare în fața principalilor săi contracandidați, Bogdan Marișca și Edwin Cheleti, asigurându-i matematic primul titlu de campion național din carieră lui Simone Tempestini, liderul campionatului după 6 etape în care contabilizase 5 victorii. Asta indiferent de rezultatul apelului făcut față de excluderea din etapa de la Bacău, apel care nu a fost soluționat încă de fras, deși au trecut deja aproape 3 luni de la încheierea Raliului Moldovei. În spatele lui Simone Tempestini, Bogdan Marișca și Edwin Cheleti erau despărțiți de doar 0,4 puncte în lupta pentru locul 2. Al treilea pretendent la titlul de vicecampion, Gheorghe Sabo, ocupa poziția a patra a clasamentului la doar 2 puncte de podium. Raul Badiu era deja campion al categoriei două roți motrice. Adrian Răspopa ocupa poziția secundă, iar Vlad Cosma și Mihai Manole împărțeau cea de-a treia treaptă a podiumului la doar 12 puncte distanță de locul 2. În Cupa Dacia, Bogdan Talașman avea un avans de 17,4 puncte în fața câștigătorului ultimei etape desfășurate la Sibiu, Viorel Ivan. La 0,6 puncte în spatele lui Ivan, Vlad Miculici ocupa poziția a treia a clasamentului cupei. În ierarhia clasei 11, Romul Spreda mai avea nevoie de doar 5,4 puncte pentru a fi matematic câștigător la finalul anului, în timp ce în cadrul clasei 9, o victorie în etapa eșană i-ar fi asigurat lui Vlad Cosma titlul de campion. Același Vlad Cosma conducea ostilitățile și în Cupa Suzuki, urmat de Alexandru Ardelean și Horia Chiriguț. În ierarhia echipelor, lider înaintea etapei din Moldova era Lampoca Rally Academy, care își putea adjudeca la Iași un nou titlu național, urmată de BCR Leasing și Sibiu Racing Team. Hello, I'm Andreas Mikkelsen and watch speed. Raliul Iașului 2015 a programat parcurgerea a 9 probe speciale, însumând 144,2 km, dintre care 20,5 urmau să se desfășoare pe asfalt, restul traseului urmând să fie alergat pe macadam. Organizatorii au prevăzut pentru acest an 3 zile de concurs în loc de 2, joia fiind rezervată sesiunii de shakedown și super specialei, celelalte 8 probe urmând să se desfășoare vineri și sâmbătă. O variantă neinspirată din punctul de vedere al multora dintre concurenți. Ziua de vineri însemna parcurgerea de 2 ore a buclei formate din specialele Ciocaboca și Mădârjac, urmând ca sâmbătă să fie parcurse tot de 2 ori probele Păun și Dobrovăț, cea din urmă într-o nouă variantă mai lungă, care însemna de fapt că fostele speciale Bârnova și Dobrovăț erau unite de o secțiune de asfalt. Ca urmare a previziunilor meteorologice care indicau ploi abundente pentru ziua de sâmbătă, partea de asfalt a probei Dobrovoț a fost însă eliminată din motive de securitate. Traseul raliului a fost scurtat astfel la 117,9 km, dintre care 1,9 pe asfalt. Pe lista de înscrieri și-au trecut numele 45 de echipaje. Lipseau campionul categoriei două roți motrice, Raul Badiu, dar și principalul său adversar din ultima etapă, Sebastian Barbu. Reveneau însă în campionat Adrian Răspopa cu Citroenul DS3 proaspăt revizuit, dar și Manuel Mihalache hotărât să reintre în lupta pentru podiumul clasei 3. După două etape cu Peugeot 208, Gabriel Ene revenea la comenzile Daciei Logan, în timp ce fostul navigator al lui Adrian Răspopa, Cătălin Grigoriu, lua startul în postura de pilot al unei Dacii Sandero, având-o în dreapta pe soția Sara Luca. Simone Tempestini a fost cel mai rapid pilot al sesiunii de teste, a cărei locație inițială a fost modificată. În loc să se desfășoare la Poien, shakedown-ul a fost mutat pe primii 3,8 km ai specialei Dobrovăț inițiale, adică pe partea de macadam care urma să nu mai fie parcursă ca urmare a eliminării porțiunii de asfalt. Mezinul Napoca Rally Academy a fost urmat la 4 secunde și o zecime de coechipierul său Bogdan Marișca și la 4 secunde și 5 zecimi de Marco Tempestini.
Întorși de la Shakedown, înainte de startul pe prima specială a raliului Iașului, concurenții au fost informați printr-un buletin de către Colegiul Comisarilor Sportivi că, datorită scurtării lungimii traseului, coeficientul raliului a fost și el modificat, fiind căzut la 1. Conform regulamentului CNR, o etapă de campionat începe odată cu ziua verificărilor administrative sau a recunoașterilor, în funcție de care este prima. O fi deci normal să modifici regula jocului după ce acesta a început? De asemenea, din cauza încălcărilor repetate ale vitezei limită la recunoașteri, conform unei hotărâri anterioare luată cu ocazia etapei de la Cluj, comisarii sportivi au decis penalizarea lui Adrian Răspopa cu 2 minute, care urmau să se adauge timpului total realizat pe specialele de la Iași. Raliul Iașului a debutat cu super speciala Râpa Galbenă într-o configurație nouă anul acesta, care includea și noul pasaj subteran din centrul Iașului. Startul nu s-a dat în ordinea clasamentului la zi a campionatului național, ci într-o ordine trasă la sorți în momentul înscrierii în concurs. Simone Tempestini stabilește timpul de referință al super specialei și devine primul lider al Raliului Iașului 2015. Bogdan Marișca este mai lent cu o secundă și o zecime, în timp ce Marco Tempestini ocupă poziția a treia la finalul primei zile de concurs, la 30 în spatele lui Marișca. Manuel Mihalache obține al patrulea timp al superspecialei și este liderul clasei 3, ierarhie în care este urmat de Edwin Chieletti, al șaselea în clasamentul general în spatele lui Gheorghe Sabo, și de Horatiu Savo, care termină proba cu al nouălea timp. În Cupa Dacia, cel mai rapid este Viorel Ivan, urmat de Adrian Teslovan și Adrian Drăgan. În cealaltă competiție monomarcă, Cupa Suzuki, podiumul este ocupat în ordine de Alexandru Ardelean, Vlad Cosma și Horia Chiriguț. Prima zi din Raliul Iașului 2015 nu putea să se încheie însă prea liniștit. La solicitarea organizatorilor, conducerea cursei și-a reanalizat hotărârea de a scădea coeficientul raliului din cauza reducerii numărului de kilometri de parcurs și a decis că nu e regulamentară din moment ce hotărârea pe care o luase cu doar 5 ore și jumătate înainte a fost anulată. Hello everybody, I'm Petter Solberg and you are watching Speed. Așadar, după ce luase restartul pe super speciala unui raliu de coeficient 1, concurenții aveau de parcurs în ziua secundă 4 probe ale unei etape de coeficient 1,2. Simone Tempestini este cel mai rapid pe cei aproape 15 km ai specialei Ciocaboca, devansându-i pe Marco Tempestini și Gheorghe Sabo. Florin Crișan obține al patrulea timp, urmat de Edwin Chieletti și Manuel Mihalache, și se instalează astfel pe ultima treaptă a podiumului clasei 3. Bogdan Marișca are parte de o ieșire mai largă într-un viraj și lovește ceva în iarbă, rezultatul fiind o roată ruptă. Pilotul clujan ajunge la finalul specialei numărul 2 cu o întârziere de 17 minute și este ultimul în clasamentul general al raliului. Simone Tempestini este cel mai rapid și la prima trecere pe speciala Mădârjac, mărindu-și avansul în fruntea ierarhiei generale la 56 de secunde în fața tatălui său, Marco Tempestini, care încheie proba cu al patrulea rezultat. Al doilea pe speciala cu numărul 3, Gheorghe Sabo este al treilea în clasamentul general la jumătatea zilei a doua, având un avans de 12 secunde în fața lui Edwin Chieletti, care obține al treilea rezultat al specialei Mădârjac și îl depășește pe Manuel Mihalache în clasamentul general. La jumătatea zilei secunde, Thomas Abraham este liderul clasei 11, iar Mihai Manole este liderul categoriei debutanților, dar și al competiției rezervate mașinilor cu două roți motrice. Plecat conform hotărârii CCS cu un handicap de 2 minute, Adrian Răspop a ocupat poziția a doua a categoriei, fiind urmat pe podium de liderul cupei Suzuki și al clasei 9, Vlad Cosma. În Cupa Dacia, Viorel Ivan era în continuare lider, urmat de Adrian Drăgan și Norbert Maior, în timp ce Adrian Teslovan a fost nevoit să părăsească întrecerea după ce cutia de viteze a Daciei Logan a cedat. După o trecere prin parcul de servis, concurenții au atacat din nou aceeași buclă de două probe. Simone Tempestini s-a impus din nou pe Ciocaboca, urmat de Marco Tempestini și Gheorghe Sabo.
Dan Cârtofan are un ritm mai rapid decât în prima buclă și reușește al patrulea timp al specialei în fața lui Manuel Mihalache și Florin Crișan. Bogdan Marișca obține al șaptelea timp al specialei cu numărul 4, însă hotărăște să se oprească pe etapa de legătură, nemulțumit de ținuta de drum a Fordului Fiesta R5. Probabil că am atins janta într-un mod foarte ciudat sau avea o fisură și s-a rupt complet janta, a rămas doar miezul și a plecat anvelopa cu toată roata. A trebuit să ne oprim, să găsim un loc să ne oprim, să schimbăm roata, după care evident că n-am putut să schimbăm roata corect. Setup-ul mașinii nu-mi place, ceva nu-mi place cum funcționează, nu mă înțeleg bine cu mașina. Ne-am dat seama că nu avem cum să recuperăm și am preferat să ne oprim pentru că oricum cheltuim foarte mulți bani, mașina închiriată și dacă găsim care e problema mașinii, atunci vă luăm statul Super Rally. Adrian Răzpopa trece de Mihai Manole în clasamentul general și este noul lider al categoriei două roți motrice, în timp ce liderul cupei Dacia, Viorel Ivan, este nevoit să se oprească din cauza ruperii roții stânga-spate. Ultima specială a zilei este adjudecată tot de Simone Tempestini, care termina a doua zi de concurs în Raliul Iașului cu un avans de 1 minut și 39 de secunde în fruntea ierarhiei generale, fiind cu un pas mai aproape de atingerea obiectivului său. A fost un pic greu pentru că a plouat și nu mă așteptam să găsesc, mai ales pe Madarjac, noroi, chiar prima secțiune din coborâre cu mai multe viraje, partea mai virajată. Avea unele viraje pe pod îngust, unde se aluneca foarte tare. A fost un pic tricky, să zicem, și prima cioca-boca a fost incredibil de alunecoasă. Mâine vom încerca să ținem un ritmul bun ca și azi, să nu ne asumem niciun fel de risc și sperăm să ajungem la sfârșit și să ne putem bucura. Al treilea la a doua parcurgere a specialei Mădârjac, Marco Tempestini ocupă poziția secundă a clasamentului general, devansându-l cu 6,2 secunde pe Gheorghe Sabo. Cei doi au avut rezultate similare pe parcursul întregii zile, însă prudența și-a spus de această dată cuvântul în evoluția lui Sabo. De mult nu am avut mașina pentru o zi întreagă în parametri și tot a fost ok. Probleme îmi plac. Un secundă, 2 pe kilometru de la Simone, pentru mine foarte bine. Trebuie să reglam Gergo, dar Madarjac era proba în care mi-a batut de fiecare dată, în care puteam să pierd. Celelalte probe sunt mai mult pe placutul meu și a mașinei, așa, mâine sunt pozitiv. We do again the plane, we are the third position. Everything was perfect, the car it's very well, the team it's okay, and we don't do so big mistakes and we don't do so many risks. When we can finish in the same position tomorrow, for me it's perfect. Aren't you going to attack Marco Tempestini? No. I think and I look for the championship. We need this point with the COF 1.2. Al patrulea în clasamentul general, Edwin Chelety este liderul clasei 3, fiind urmat atât în ierarhia clasei cât și în cea generală de Manuel Mihalache. A fost rapid, ca de obicei la Iași. Probele, o să repet de multe ori și sper să nu se plictisească nimeni, sunt foarte, foarte frumoase, foarte tehnice. Am mers bine, în afară de PS4, a doua trecere pe Cioca-Boca, am făcut un tetacă într-un ac de păr de dreapta și ne-am oprit vreo 15-20 de secunde. În rest, totul a mers conform planului, suntem unde vrem și așteptăm, că mai e mult, mai e o zi. Mi-au plăcut foarte mult probele, după pe a doua buclă nu m-am simțit foarte confortabil pe ud. În schimb, pe prima probă din a doua buclă, totul a mers foarte bine. Strategia pentru mâine, la câți kilometri au rămas, nu mai ai timp să o pui în practică. S-a schimbat strategia. Dar suntem mulțumiți de rezultat. Toate funcționează ok. Am revizuit absolut tot ce s-a stricat după Bacău și suntem în grafic. După un început ezitant de raliu, Dan Gârtofan este al șaselea în clasamentul general la jumătatea cursei. Prima trecere mai lejer, așa am mers cu iarăși, am făcut un pic de teste de anvelope. Oricum am spus că la raliul ăsta merg de plăcere și am încercat să ne simțim ok. Am mers cu niște cauciucuri noi, care n-am reușit să le înțeleg foarte bine din prima. Și a doua buclă am mers cu cauciucurile mele consacrate, mai vechi, dar am simțit mai bine.
E o luptă acolo cu băieții de la grupa M și sper să reușesc să fac timp bun de dimineață, să trecem de ei și să terminăm cât mai sus în clasament. În categoria mașinilor cu două roți motrice, Adrian Răspopă reușește să termine a doua zi de concurs în postura de lider, fiind foarte nemulțumit și afectat de decizia comisarilor sportivi de a-l penaliza cu 2 minute. Sunt foarte hotărât să-i dau un judecat în civil pe toți cei 3 membri ai CSS-ului care au luat hotărârea de a-mi da 2 minute de penalizare ieri. Deci nu voi da federației, voi da direct pe ei, fiindcă nu se mai poate perpetua în ritmul ăsta în care niște oameni care nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă în spatele unei echipe de raliu, a unui pilot într-o mașină de raliu, se ia niște decizii care ne afectează direct cu așa de mare ușurință. Trecând peste toate lucrurile astea, am căutat să ne relaxăm aseară și să încercăm să mergem într-un ritm și să facem tot posibil pentru a recupera. Încercăm în ziua de mâine să vedem ce mai putem face și să venim și în primii 10. Podiumul categoriei două roți motrice la jumătatea raliului a fost completat de liderul debutanților Mihai Manole și de liderul clasei 9 și al cupei Suzuki, Vlad Cosma. În cupa Dacia, Adrian Drăgan este lider în fața lui Norbert Maior și Bogdan Talașman, în timp ce Thomas Abraham mai are doar o zecime de secundă avans în fața lui Romulus Preda în ierarhia clasei 11. Hello, I'm Jan Kupecki and watch speed. Sâmbătă, concurenții mai aveau de parcurs 38 de kilometri împărțiți în 4 probe speciale. Bogdan Marișca, Viorel Ivan, Adrian Teslovan, Dan Zaharia și Sorin Badea, care rămăsese suspendat pe un mal de pământ pe ultima specială a zilei de vineri, au reluat startul sâmbătă dimineața, după regula Super Rally. Simone Tempestini își trece în cont victoria pe prima probă a zilei, urmat la 9,7 secunde de Edwin Chieletti și la 14,3 de Marco Tempestini. Bogdan Marișca iese prea larg într-un viraj și face pană la roata stânga față. Cum ținuta de drum a Fordului Fiesta R5 nu se îmbunătățise față de ziua anterioară, pilotul clujan hotărăște să nu mai continue. După problemele cu cutia de viteze avute vineri, Rareș Tomiță este nevoit să se oprească pe prima probă de sâmbătă, tot din motive tehnice. Prima trecere pe speciala Dobrovății revine tot lui Simone Tempestini, care îi devansează pe Marco Tempestini și Gergio Sabo. La jumătatea zilei secunde, avansul lui Simone în fruntea ierarhiei generale era de 1 minut și 55 de secunde și doar un ghinion teribil îl mai putea împiedica să își adjudece titlul de campion național o etapă înainte de finalul campionatului. În categoria două roți motrice, Adrian Răspopa câștigase amândouă probele din prima buclă a zilei și avea un avans de 1 minut și 42 de secunde în fruntea ierarhiei. Liderul debutanților, Mihai Manole, ocupa poziția secundă, dar Vlad Cosma se afla la doar o secundă și 7 zecimi în spatele lui. În cupa Dacia, Adrian Drăgan era în continuare lider, urmat de Norbert Maior și Bogdan Talașman. Romulus Preda era liderul clasei 11, în timp ce în cupa Suzuki, Vlad Cosma avea un avans de 1 minut și 8 secunde față de Alex Ardelean, iar Horia Chiriguț ocupa poziția a treia. Simone Tempestini își adjudecă și a doua parcurgere a specialei pe un, urmat, ca și la prima trecere, de Edwin Chieletti și Marco Tempestini. Vlad Cosma obține un timp cu 7,3 secunde mai bun decât al lui Mihai Manole și urcă pe locul al doilea al categoriei două roți motrice. Ultima probă a raliului Iașului 2015 îi revine tot lui Simone Tempestini, care trece linia de sosire en fanfare, câștigând toate specialele ieșene. Este a 6-a victorie de etapă în acest sezon pentru Simone, care devine, la doar 21 de ani, cel mai tânăr campion național de raliuri al României. Am muncit tot anul și am făcut, echipa noastră a făcut niște mari eforturi ca să putem să fim cu o mașină așa performantă. Eu am, la fiecare etapă care am participat cu R5, am reușit să fac de fiecare dată o cursă aproape de perfecțiune, la care nu am comis nicio greșeală. Aici la Iași a fost din nou totul cum doream.
și așa cum ne-am planuit și asta a fost obiectivul nostru de la începutul anului, să reușim să castigăm titlul de campion național. Am reușit, deci suntem foarte mulțumiți. Marco Tempestini încheie cursa de la Iași pe poziția secundă, mulțumit că a reușit să aibă de această dată un raliu fără probleme, dar și mai fericit de rezultatul obținut de fiul său. Suntem clar foarte mulțumit de ce a făcut Simone, ce a făcut echipa, suntem ca tata, sunt foarte mândru și așa. Am lucrat foarte mult, toată lumea pe Simone să nu împingă prea mult, să nu riscă. Probabil ritmul lui a fost un pic mai coborât decât cel al traliu, dar ecartul de la el a fost foarte ok pentru noi, normal. Mă bucur de cum a fost traliu. Acum s-a redeschis aproape tot. Zicem că locul 2 probabil e dat, dar pentru locul 3 suntem 4, că suntem acolo cu șanse posibil, larghita va fi interesant. Gheorghe Saboș a îndeplinit și de această dată planul și nu și-a asumat riscuri inutile, încheind raliul Iașului pe ultima treaptă a podiumului. La 49 de secunde în spatele lui Sabo, Edwin Cheleti este al patrulea în cursa de la Iași. Cei doi coechipieri, despărțiți de doar 1,6 puncte în clasamentul general al campionatului, vor încerca să își adjudece în ultima etapă a sezonului titlul de vicecampion, iar lupta lor, în care se va amesteca și Marco Tempestini, va fi cu siguranță una interesantă. I'm really happy. We do again the plan. Everything was perfect on the race, and we are now on the championship in the second position. We go for the next race, the last race to Harghita, to home, and I hope we can do there also and good results. Foarte mulțumit în condițiile în care am alergat cu mașina de grupa N, mă rog, clasa 3. Locul 4 la general și victoria la N este absolut maximum ce puteam spera. Totul a decurs perfect, mașina a funcționat minunat și chiar ne-a făcut mare plăcere să mergem cu ea. Planul pentru Harghita este clar, să păstrăm poziția 3 la general sau de ce nu să o îmbunătățim. Edwin Cheleti și-a adjudecat la Iași victoria în cadrul clasei 3, fiind urmat pe podium de Manuel Mihalache și Florin Crișan. Horațiu Savu termină întrecerea ieșană doar pe poziția a patra a clasei și va fi nevoit să ia startul și în ultima etapă a sezonului, cea de la Harghita, pentru a câștiga punctele de care mai are nevoie pentru a deveni campion al clasei. După un raliu cu probleme, Florin Tincescu nu a reușit să mai ajungă în parcul închis, fiind nevoit să se oprească pe etapa de legătură de după ultima specială, cu probleme electrice și de ambreiaj. Manuel Mihalache a terminat întrecerea clujană cu un loc în fața concitadinului său Dan Gârtofan, dar a împărțit cu acesta premiul flat out acordat de organizator pentru cel mai lung zbor pe săritoarea de pe proba Dobrovăț. Ultima probă a fost cam tricky pentru noi. Înainte de startul probei am văzut discul față dreaptă crăpat în vreo două locuri. În CO nu mai aveam comunicare, am schimbat căștile, nu mergea nici așa, până la urmă am mers inversați cu comunicarea mea la Ionci și eu la comunicarea lui Ionci și așa ne-am auzit. Dar totul a decurs bine. Suntem mulțumiți, foarte mulțumiți de rezultat. Am avut azi o prima trecere, o săritură mai nenorocoasă, așa să spunem, și am atins bara și un pic radiatorul, dar ok, ca și rid, cu grijă și bine, da, până la urmă bine. În categoria mașinilor cu două roți motrice, Adrian Răspova a câștigat detașat în ciuda penalizării de 2 minute cu care a început raliul Iașului. E un rezultat bun, fiindcă, așa cum am spus, mașină nouă, echipa a lucrat foarte bine, trebuia să stăm pe drum, dar nici să nu avem un tempo foarte liniștitor, fiindcă ne doream în final o clasare în primii 10 și evident maximul de puncte de la două roți motrice. Le-am obținut, să vedem dacă mai e necesar să venim la Harghita sau nu pentru titlul de vicecampion. Podiumul categoriei două roți motrice a fost completat de Vlad Cosma și de liderul debutanților Mihai Manole. Romulus Preda s-a impus în ierarhia clasei 11 și și-a asigurat titlul de câștigător al clasei în sezonul 2015. În Cupa Dacia, Adrian Drăgan a fost cel mai rapid pe doar 3 dintre cele 9 speciale ale raliului Iașului, dar a trecut linia de sosire în postura de învingător.
Am mers cât am putut noi de bine. Acum pe final am încercat să conservăm avansul de aproape un minut, nu am vrut să mai riscăm nimic. Raliul a fost destul de tricky, tehnic și foarte rapid, dar cred că ne-am atins obiectivul, ca să folosesc limbajul fotbaliștilor. Podiumul Cupei Dacia a fost completat de Norbert Maior și de Bogdan Talașman. În Cupa Suzuki s-a impus din nou Vlad Cosma, care mai trebuie doar să se prezinte la ultima etapă pentru a deveni campion și care și-a asigurat la Iași titlul clasei 9. Un raliu senzațional, ne-am simțit foarte bine, a mers foarte bine, totul a funcționat corect cu mașina, cu băieții, cu Diana și la sfârșit am reușit o luptă foarte, foarte interesantă cu Mihai. Am obținut și un loc 2, așa, on purpose, la două roți motrice, ne bucurăm foarte tare. Lupta a fost, să zic, am fost ajutați de condițiile de trafic de pe probă, dar asta e motorsportul și suntem foarte, foarte bucuroși că am ajuns la final. Podiumul Cupei Suzuki a fost completat de Alexandru Ardelean și Andrei Stan. În ierarhia echipelor s-a impus la Iași Napoca Rally Academy, care și-a asigurat astfel titlul în sezonul 2015, urmată de BCR Leasing și Sibiu Racing Team. Konnichiwa, Arai Toshihiro desu. Aceasta a fost povestea raliului Iașului 2015, o cursă care a creat câteva controverse, dar care a avut atuul de a fi decisivă pentru stabilirea câtorva dintre câștigătorii titlurilor naționale din acest an. Ne pregătim acum pentru ultima etapă a CNR 2015, raliul Harghitei, o cursă de coeficient 0,8. Raliul va avea anul acesta 10 probe speciale, însumând 80,7 km. Vor fi 3 probe distincte, parcurse fiecare de câte 3 ori, plus super speciala, traseul fiind o combinație de clasic și nou. Echipa Speed vă dă așadar întâlnire în număr cât mai mare pe 9 și 10 octombrie pe specialele de macadam din jurul localității Odorheiu Secuiesc. Până atunci, gaz maxim!